Ministerul Justiției a trimis corpul de control la Spitalul Penitenciar Rahova după ce au apărut informații potrivit cărora s-au făcut mai multe greșeli care au permis unui condamnat pentru crimă să evadeze. S-a întâmplat ieri în București. Acestuia nu i-au fost puse cătușe și nu ar fi fost supravegheat corespunzător. În plus, a fost dus cu o ambulanță civilă adaptată pentru transportul deținuților, dar nu foarte solidă. Evadatul a fost prins dimineață în Oradea. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Această imagine, în care un polițist de la Serviciul de Acțiuni Speciale are înfiptă mâna în gâtul evadatului Jean Bormesaroș trântit pe asfalt, a fost surprinsă dimineața la ora 4:50, în momentul capturării lui pe șoseaua de centură a orașului Oradea. În zonă se află o parcare mare pentru camioane, o stație de carburant și o pensiune. Un șofer de tir a anunțat poliția că evadatul este acolo. Jean Bormesaroș l-a abordat și i-a spus că și el este șofer de tir, dar că i s-a stricat mașina, așa că l-a rugat să-l ducă până în satul mare. Bărbatul l-a recunoscut însă și, după ce a refuzat să-l lase să urce la el în cabină, a sunat la 112. Încolțit de polițiști chiar aici, pe șoseaua de centură a Oradei, evadatul, spun surse din anchetă, nu s-a opus în niciun fel arestării. Polițiștii în civil au fost primii care l-au abordat, apoi au intervenit cei de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale. De altfel, la audieri, bărbatul a declarat că până a ajuns aici a schimbat 4 mașini. Acesta este primul autoturism în care s-a urcat Jean Bormesaroș. Evadatul i-a făcut semn șoferului la intersecția străzii Măgura Vulturului cu strada Sachelarie Visarion din București, la 400 de metri de clinica din fața căreia fugise din ambulanță. Din acest loc a pornit călătoria fugarului către Oradea. Părea relaxat și părea că are o discuție amuzantă cu șoferul care l-a luat la ocazie. Cu acest autoturism, spune poliția, deținutul fugar a mers până în localitatea Tâncăbești, la 30 de kilometri de București, pe drumul național 1. În acest timp, în capitală, poliția îl căuta de zor. Făcea filtre la ieșirile din municipiu, controla mașinile, verifica mijloacele de transport în comun. Jean Bormesaroș era deja în drum spre Cluj cu mașini în care s-a urcat după ce a făcut autostopul. A schimbat 2 până acolo și apoi a luat-o pe a 4-a spre Oradea. Poliția a încercat să dea astăzi de șoferul care l-a dus în vestul țării. A venit poliția în parcare și o bătu pe la fiecare cabină și mi-a întrebat la ce oră am venit în parcare. Există suspiciunea că bărbatul ar fi avut parte de ajutorul voluntar al vreunei persoane în drumul lui de la București până la Oradea? Din datele noastre nu a rezultat un sprijin. Jean Bormesaroș este acum închis în penitenciarul din Oradea. La Spitalul Penitenciar Rahova, instituție care trebuia să îl supravegheze pe condamnatul pentru crimă pe timpul transferului în unitatea medicală privată din București, din fața căreia a evadat, se fac anchete. Ministerul Justiției a trimis corpul de control. Cosmin Dorobanțu este președintele Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor. A enumerat greșelile care au favorizat evadarea lui Jean Bormesaroș. Nu trebuia trimis acel deținut cu o ambulanță, ci cu o auto specială dotată corespunzător. Compunerea escortei a fost slabă, trebuiau planificați în serviciu mai mulți polițiști de penitenciare, printre care să se afle și un mascat. Nu trebuiau băgați în aceeași auto specială deținutul criminal cu deținuta femeie. Au fost încălcate aproape toate procedurile. Șeful Serviciului Siguranță din Spitalul Penitenciar Rahova, Cătălin Sava, este persoana responsabilă de transportul deținuților. El ar fi trebuit să vegheze că sunt respectate procedurile și că sunt suficienți agenți care păzesc condamnații. Nu ne-a răspuns la telefon ca să își prezinte punctul de vedere. Sindicatul din Administrația Penitenciarelor îi aduce acuzații grave. A fost neglijent și superficial în planificarea acestei escorte. Avea resursele umane și materiale, însă a refuzat din cauza faptului că ar genera ore suplimentare. Dar sunt și alte greșeli care i-au făcut lui Jean Bormesaroș evadarea ușoară. În ambulanța din care a fugit acesta ar fi trebuit să rămână cu el cel puțin 2 agenți ca să îl supravegheze. Nu a fost niciunul. Apoi, bărbatului nu i s-au pus cătușele așa cum s-ar fi impus, o recunoaște chiar președintele Administrației Naționale a Penitenciarelor. Principala întrebare care trebuie pusă și să vedem cum justifică cei care au fost pe întreg lanțul decizional, de ce un deținut, o persoană privată de libertate, de o asemenea factură, cu un asemenea profil, nu avea mijloacele de imobilizare aplicate. Și mai este și problema autospecialei cu care Jean Bormesaroș a fost dus la clinica privată. Când discutăm de o mașină civilă, acum știm cu toții care este nivelul de siguranță și cât poate rezista, să spunem, un portier sau o ușă dacă este forțată din interior.
Ancheta începută după evadarea condamnatului pentru crimă, Jombor Mesaroș, vizează toată conducerea spitalului penitenciar Rahova și pe cei trei care îl însoțeau pe bărbat la clinica medicală. Deocamdată nimeni nu a fost sancționat. A fost deschisă și o cercetare penală care îl vizează pe evadat. Acesta riscă încă 3 ani de închisoare.